Dar în mod clar, dacă de atunci au început lucrurile și acum vorbim la finalul lui august, e clar că lucrurile s-au erodat în timp și că nu mai se poate pune semnul egal între apariția acestui domn Tate și despărțirea ta. Nu, dar nu s-a pus niciodată, iar eu am mai explicat. La începuturi s-a pus, adică la începutul când s-a aflat. Da. Asta o să te rog au eu fost, acum. Sau oamenii s-au grăbit să zică, e din cauză că s-a despărțit pentru că... Da, nu s-au grăbit, e absolut firesc și o reacție normală când ai informații, afli că s-a despărțit și la o săptămână deja presa te prezenta pupându-te cu el, e omenește să te gândești, păi l-avea pățeavă dinainte. Da. Nu a zis nimic de rău, că după aia am aflat că e luptător și după aia... Ești foarte tare. Cum a apărut și de ce a și dispărut? Adică a fost o aventură de o vară sau ce? A apărut și a dispărut? În viața ta. Cine zice că a dispărut? Așa simt eu, nu știu. Da? O fi dispărut și eu nu știu. Ia uite că tu știi mai multe lucruri despre... Păi nu știu, a mai dispărut de vreo 3 ori în perioada asta. Când vă certați, când vă... Adică e clar că ceva serios nu e. Să pare zicem, că dimineața ateți împreună, la prânz vă certați, că seara iară suntem împreună. La o intersecție. Păi. Noi acum ne cunoaștem. Nu pot să zic că îmi place ce se întâmplă sau că, vai Doamne, ce fericită sunt sau, vai Doamne, ce mă definește acest lucru. Cum a apărut? Într-o perioadă în care tu căutai ceva? Nici vorbă. În viața mea n-am căutat nimic. Da. Niciodată n-am căutat nimic. Eu mi-am văzut tot timpul de treaba mea, pentru că eu am foarte multă treabă. La modul general, am foarte puțin timp. E firesc să te caute ei pe tine, nu? Pur și simplu a apărut în viața mea în momentul în care ne-au prins paparații, chiar Spy News. Așa e, da. Ieșisem la o cină, eram despărțită de Victor deja. Oficial, da, era vreo o săptămână și ceva. Cam așa. Și în momentul în care am apărut, am zis, da, domne, asta este. Sunt despărțită, sunt singură, pot să iau cina în oraș cu cine vreau eu. Despre relația faptul asta... Că a intrat rapid în peisaj a fost... Da, pentru că este și el puțin controversat și atrage atenția și... Na. Da, vă știați? Îl știai dinainte? Măcar așa, ca existență pe planetă? Nu-l știam. Eu nu-l știam, abar n-aveam de unde. Nu știam că există, vorba ta. Nu știam că există. Pur și simplu a apărut. Păi și cum? Avem prieteni comuni. Așa. Unul dintre prietenii mei se ocupă cu mașini de genul acesta, care nu sunt neapărat fascinată de ele, și prin acest prieten comun ne-am cunoscut noi. Și am ieșit odată, de două ori în același anturaj, de câteva ori am început să vorbim și cam asta a fost. În momentul de față, pentru că vorbim despre prezent, suntem la o intersecție, ne cunoaștem, nu știu ce se întâmplă mâine, în ce direcție să o iau, dacă e bine, dacă nu e bine, dacă ar fi fost bine, aș fi fost probabil... Mie mi se pare că sunteți într-un ron giratoriu, nu? Într-un da! La intersecție ar însemna că stați și așteptați să vedeți pe ce drum să o luați. Dar voi o luați, ba, unul hăi, altul cea, unul să învârte, altul să întoarce, vă mai ciogniți și întâmplător. Da, ideea este că din suntem motiv, foarte că nu diferiți. Te văd încă. Adică tu ești, se poate spune că ești iubita lui acum? Sau el e iubitul tău, prietenul tău, oficial? Păi suntem la o intersecție de drumuri, nu știu ce să zic. Poți să-ți repet asta la infinit. Încercăm să ne cunoaștem. La intersecție găsești cercetori, găsești babe nebune. Să-ți explic. Nu, lasă-mă că nu pot să-ți dau o definiție a acestei relații. Încercăm să ne cunoaștem. Nu pot să zic că îmi place neapărat ce se întâmplă. Ce nu-ți place? Ce-ți place și ce nu-ți place? Păi ce-mi place rămâne între patru ochi. Ce nu-mi place se poate observa foarte simplu, că la mine eu sunt foarte transparentă. La mine dacă ceva nu-mi place, în secunda 2 te-ai uitat la mine și ai ghicit. Poate că nu... Sunt multe chestii cu care eu nu mă identific momentan din viața lui. Cam atât. Adică? E prea libertin? Nu. El este... Asta e prea libertin. Eu deja am trecut printr-o căsătorie, eu am o experiență, eu știu ce înseamnă o familie, eu am o responsabilitate, eu am un copil. Pentru mine prioritățile în viața mea sunt altele, pentru el sunt altele și... Păi și crezi că le schimbi în intersecție? Nu. În momentul în care o să știm ce este de făcut cu relația noastră, cu siguranță veți afla și voi, pentru că e evident. Nu neapărat că ești obligată să ne spui. Nu, dar se va vedea. Adică dacă îl vezi sau mă vezi sau ne vezi în contexte diferite, clar s-a luat o decizie. Dar tu în sufletul tău ce ți-ai dori? Dacă el s-ar schimba
în felul în care vrei să tu. Să schimbi pe nimeni niciodată. Nu, să nu mai fie petrecăresc, că ai alte priorități, cum spui tu, că ești mai familist. Nu, fiecare poate să facă exact ce-l face fericit. Ar putea fi următorul tău partener pe termen lung? Nu știu, că, pentru că nu sunt ghicitoare, nu pot să-ți prezic viitorul. Okay, hai să întreb altfel. Da. Ți-ai dori să fie partenerul tău pe termen lung? Nu știu. Asta este răspunsul corect. Nu știu. Asta nu e bine. Dan e polițistul intersecție, că vă stați destul de mult timp în intersecția asta și trebuie să... Da, adică trebuie să, chemăm jandarmeria după aia, da. Păi nu, faptul că nu știi înseamnă că nu e ce trebuie. Dacă mă întreb pe mine. Adică dacă acum nu știi la început... Să știi, la modul general, eu ca om, ca și femeie, eu știu ce vreau de la viață. Dar despre ce mi se întâmplă acum și despre ce... ar urma să mi se întâmple, nu am habar. Eu doar pot să spun că în prezent sunt ok. Deci mă surprinde că eu te știu de atâția ani. Da, și, fac ce-mi place. N-ai fost niciodată, n-ai fost frunză în vânt. Adică ai știut... N-ai fost o frunză în vânt, n-ai fost Cruduța. Hai mă, ce-o fi, carpe diem, trăim clipa, puțin, ne distrăm. Dar... Tu ți-ai calculat foarte atent pașii de fiecare dată. Adică, acum e prima oară când te aud că spui, bă, nu știu, vedem ce o să fie. Pentru că nu știu. Chiar în momentul ăsta chiar nu știu. Eu știu ce vreau de la viață la modul general. O fi și asta un soi de îndrăgosteală, știi? Bă, da. N-aș spune. N-aș spune. Păi, și atunci nu-i mai bine să... Așa e, când te îndrăgostești cam să aștepți, corect, să aștepți a doua iubire în viață sau, mă rog, a cât a fi, dacă aici... Auzi, dar tu crezi în dragoste? În principiu, da. Dar ce înseamnă dragostea? Vreau să aud și altă definiție. Uite, din punctul până la publicitate, de vedere mă bagi în... a unui om experimentat care știe atât de multe lucruri, vreau să aflu de la tine ce înseamnă dragostea. Ți-am zis, mai avem 3 de secunde. În principiu, păi nu, să simți spui că după lângă omul ăla vrei să trăiești toată viața. Sau, mă rog, foarte mare parte din Există ea. Există ceva care durează pentru totdeauna? Nu, asta zic, să simți în momentul ăla. Că nu se întâmplă asta, asta e altceva. Știi? Asta cred, nu mă pui acum, ți-am zis, în două... Păi nu, bă, vreau să aud de la tine teoria despre dragoste. Cam asta am simțit eu. Bă, și după aia urmezi tu, pregătește-ți bine răspunsul. Exact. Okay. Știi, în momentul în care pleci la drum cu un om, să simți că ăla ar trebui să stea până la cap. Că se întâmplă asta, că nu se întâmplă asta, îl facem pe Dumnezeu să râdă dacă ne propunem. Păi, și da, zicem dar până că așa să pleci va fi, da, la drum cu un om, nu, hai că ne prima oară nu este etapa asta de cunoaștere, ca să știi dacă vrei sau aia este sau nu este? Păi nu știu dacă îndrăgosteala este etapa de cunoaștere, se numește etapă de cunoaștere, de tatonare, de cunoaștere.